Cea de-a patra ediție a Forumului Național al Tinerilor în domeniul electoral, organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală. La această ediție, organizatorii și-au propus să familiarizeze participanții cu procesele electorale și importanța alegerilor locale generale care vor avea loc în toamna acestui an. Totodată, în cadrul evenimentului, se va discuta despre implicare civică, despre parcursul unui lider, calitățile sale și despre cum combatem stereotipurile de vârstă. La fel, care este profilul unei persoane care se implică în politică, cum se dezvoltă campanii de advocacy și cum se scrie propria politică publică. Eu mă numesc Tudor Arnăut, sunt președintele Comunității Plus și facilitator internațional cu experiență de mai mult de 5 ani. Eu sunt Valentina Malenchi, sunt și eu parte a Comunității Plus, iar în paralel coordonez activitatea unei academii de voluntariat. Ne pare bine să vă cunoaștem, dragi tineri, ne pare bine să fim moderatorii acestui eveniment, iar în cele ce urmează ne-ar face plăcerea să vă cunoaștem un pic și pe voi, și tocmai de asta aș ruga să se ridice în picioare persoanele care sunt pentru prima dată la un forum al tinerilor. Ne-ar plăcea să cunoaștem care sunt așteptările. Vă rog să vă prezentați și să ziceți care sunt așteptările dumneavoastră de la acest forum. Bună ziua tuturor, mă numesc Andrei. Fiind prima dată aici la forum, aș vrea să fiu cointeresat de însăși denumirea Forum Național al Tinerilor. După părerea mea, Forumul Național ar fi ca un fel de cunoștință, interese comune și cam asta. Mersi mult. Cine următoarea curiozitate? Cine s-a gândit să candideze în calitate de primar sau consilier local la alegerile locale următoare din 5 noiembrie? Vă rog să vă ridicați în picioare. Cine s-a gândit, da? Okay. Curaj. Curaj. Cu siguranță sunt mai mulți. Cine s-a gândit? Ok, bine. Dacă gânditul este una, dar haideți să vedem cine candidează pe liste la aceste alegeri. Super! Aceleași trei persoane. Patru persoane. Haideți să aflăm care este motivul și care este tactica voastră de a câștiga în aceste alegeri. Bună ziua tuturor. Numele meu este Petru Socovan. Candidez la alegerile generale locale din 5 noiembrie pentru că îmi doresc să schimb lucrurile acolo unde sunt eu. Pentru că eu cred că dacă noi ne dorim o societate mai bună, o localitate mai bună, atunci noi personal trebuie să încercăm să contribuim la schimbare. Și tinerii, ca noua generație, sunt obligați să facă această schimbare. Super! Mult succes în următoarele alegeri. Am mai văzut persoane care s-au ridicat în picioare, te rog. Eu mă numesc Lazar Gabriel, am decis să mă implic, fiindcă mă interesează ceea ce se întâmplă în comunitatea mea, mă interesează problemele care sunt și știu că am competențe și abilități pentru a le rezolva și, desigur, ca să arăt că vocea tinerilor contează. Super, mult succes! Mult succes tuturor candidaților care s-au înregistrat. Vă rog aplauze să încurajăm pentru că implicarea tinerilor contează. Acum vă rog să vă ridicați în picioare cine crede că în Republica Moldova votul trebuie să fie obligatoriu pentru toți cetățenii. Cine crede că votul trebuie să fie obligatoriu? Ok, se pare că tuturor le place situația actuală. Avem pe cineva care s-a ridicat în picioare. Super, eu mă apropii la dumneavoastră să aflăm părerea de ce votul în Moldova trebuie să fie obligatoriu. Bine, sunt deja câteva state în lume unde votul este obligatoriu, inclusiv în Belgia, în Australia. Problema este că ani urmă oamenii au luptat pentru acest drept, iar noi acum deja îl luăm ca ceva dat și nu prea punem valoare pe el, dar fiecare trebuie să fie responsabil în primul rând pentru votul său. Statul depune eforturi maxime pentru a asigura dreptul de vot pentru fiecare cetățean, cetățeanul nu beneficiază de el. Atunci, eu consider că trebuie să fie obligatoriu, dar iarăși trebuie să fie condiționat. În cazul în care cineva vrea să voteze, urmează să se înregistreze, dacă nu a venit la vot, atunci el este penalizat. Dacă nu dorește, nu dorește. Până la urmă, îți rămâne libertatea de a alege. Super, mersi mult.
Am mai văzut o persoană care s-a ridicat la această curiozitate. De ce votul trebuie să fie obligatoriu în Republica Moldova? Votul ar trebui să fie obligatoriu în Republica... Da, mulțumesc. În Republica Moldova, de ce? De atât că pe lângă toate drepturile, cetățenii au și obligații. Și eu aș subscrie această obligație pentru toți cetățenii. În primul rând că statul cheltuie o anumită sumă pentru să organizeze aceste alegeri și noi trebuie să fim responsabili și să participăm la ele. Mulțumesc! Mulțumim mult! Mulțumim mult pentru păreri! Așa, o curiozitate un pic mai ciudată de dimineață. Este cineva care a venit la această activitate pentru pauza de cafea? Asta înseamnă că oamenii sunt cointeresați de subiect și o să avem discuții pe măsură. Și ultima curiozitate, să aplaude cei care doresc să începem această ediție a forumului cât mai repede. Mai tare, mai tare! Înainte de a începe, trebuie de menționat și faptul că Forumul Național al Tinerilor în domeniul electoral este organizat în cadrul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală și cu suportul financiar al Ambasadei Marii Britanii la Chișinău, oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Acestea fiind spuse, am plăcerea să-l invit aici pe domnul Alexandru Berlinski, secretar Comisia Electorală Centrală, pentru un cuvânt de salut. Domnule Alexandru, poftim! Bună ziua! Eu sunt scuze, sunt un pic răcit. Salutare, tineri frumoși! Sunt foarte bucuros că ați găsit timp în această zi de duminică, de dimineață, să fiți aici alături de noi. Pentru mine este al treilea sau al patrulea forum care particip, care sunt implicați tinerii. Am fost în calitate inclusiv și de vorbitor în diferite panele. Să știți că tinerii sunt viitorul acestei țări, tinerii au idei inovative, tinerii urmează a fi susținuți și cu suportul tinerilor, eu cred că lucrurile în Republica Moldova pot fi schimbate spre bine. Recent, Ziua Internațională a Tinerilor, care a fost marcată acest an. Tematica acestui an este implicarea tinerilor. Noi, Comisia Electorală Centrală, împreună cu Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, desfășurăm multiple activități prin care încercăm să implicăm tinerii în activități electorale. Și o să încep să enumer câteva. Recent, cunoaștem cu toții că a fost modificat codul electoral, mai bine zis a fost adoptat un nou cod electoral care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Ce schimbări noi am venit aici pentru tineri? 1. S-a redus vârsta minimă care puteți să candidați la funcția de primar, de la 25 de ani la 23 de ani. 2. Partidele politice sunt obligate să aloce din acele subvenții sau din acei bănuți care le primesc din bugetul de stat, cel puțin 10% în vederea dezvoltării sau promovării activității tinerilor în domeniul politic sau, de ce nu, în domeniul electoral. Mai mult decât atât, s-a operat modificări prin care s-a promovat participarea activă a candidaților independenți. Până în prezent era un anumit număr de semnături, acest număr a fost redus de 10 ori, ca de exemplu. Pentru funcția de primar, până în prezent, era necesar 10% de a colecta semnături, acum este nevoie de 1%, dar nu mai puțin de 100 de semnături. Pentru funcția de consilier, este nevoie de minim 50 de semnături pentru a candida în calitate de candidat independent, dar cu excepția când vorbim de Consiliul Municipal Chișinău și Bălți, aici un pic numărul de semnături crește. De aceea, este foarte bine că sunteți astăzi aici prezent. Conform agendei, urmează să avem o zi plină de cunoștință, o să aveți parte de cei mai buni speaker, cei mai buni traineri care se vor împărtăși cu dumneavoastră în vederea sporirii cunoștințelor dumneavoastră. Date statistice. În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 11 noi avem 10 persoane care au sau 10 deputați care au până la vârsta de 10 ani. De asemenea avem 10 de tineri care ocupă funcția de consilier și funcția de primar. Cunosc și în sală avem un primar care se numără printre rândurile tinerilor.
Sunt bucuros că mă bucur și eu, conform legislației, să fac parte din categoria tineri ale Republicii Moldova. De aceea, încă o dată vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare, UNDP și ambasada UK în Moldova, pentru acest eveniment frumos. Ne urăm baftă nouă tuturor, să fim cât mai activi, să punem cât mai multe întrebări, iar de aici, când vom pleca acasă, să avem cel puțin o lecție învățată, ce urmează să facem noi ca tineri pentru a schimba sau pentru a îmbunătăți viitorul Republicii Moldova. Mulțumesc! În continuare, cuvânt de salut se oferă Lucie Efros, ofițeră de proiect Ambasada Marii Britanii la Chișinău. Bună ziua tuturor! Stimate domnule Berlinski, Radu, organizatori, tineri, studenți, onorabilă audiență. În primul rând aș dori să vă mulțumesc din suflet pentru această ocazie de a participa la cea de-a patra ediție, da, a Forumului Național pentru Tineret în domeniul electoral. Un eveniment cu o semnificație deosebită. Suntem aici pentru a celebra democrația și pentru a sublinia rolul tinerilor lideri și alegători în construirea unui viitor mai bun, mai liber și mai democratic în Republica Moldova. Nu pot să nu remarc contribuția semnificativă a Regatului Unit în sprijinirea dezvoltării procesului electoral din Republica Moldova. Proiectul EDMITE din 2017 a reprezentat un pas hotărător către modernizarea procesului electoral și creșterea competențelor democratice în țara noastră. De-a lungul anilor, împreună cu alți parteneri de dezvoltare, ne-am concentrat asupra modernizării procesului de organizare a alegerilor și creșterii competențelor culturii democratice. Scopul nostru a fost, este și rămâne de a promova importanța prezenței la vot. Astăzi suntem aici pentru a încuraja și a motiva tinerii să se aplice, să se implice activ în procesele decizionale. Acesta este un moment cu o deosebită importanță și un moment crucial pentru voi, tinerii, viitori lideri ai Republicii Moldova. Educația electorală și activismul civic sunt fundamentale pentru o democrație puternică și responsabilă. Prin lansarea cursului de educație electorală în universitățile din Chișinău, Bălți, Cahul și Cumrat, ne îndreptăm către crearea unei generații de cetățeni pregătiți, informați și implicați. Suntem nerăbdători să vedem impactul pozitiv al acestui curs, care îl va avea în sistemul nostru educațional, și să sprijinim educația electorală prin intermediul acestui proiect în continuare. Forumul de astăzi este o oportunitate unică pentru voi, tineri, să vă implicați în politică, să vă prezentați funcțiile pentru candidați, pentru funcții publice și să vă dezvoltați abilitățile de lider. Republica Moldova are nevoie de voi și de ideile voastre proaspete pentru a progresa și pentru a prospera. În plus, aș dori să vă informez că deja s-au deschis înscrierile pentru una din cele mai prestigioase burse de studii în Marea Britanie, programul CIPNING. Aceste burse sunt acordate persoanelor cu abilități de lider și un fundal academic solid. Ele acoperă toate costurile de studii de masterat și oferă acces la evenimente exclusive în domeniul academic, profesional și cultural. Acest program, care anul acesta sărbătorește 40 de ani, a schimbat viețile a peste 50.000 de tineri din întreaga lume. Așadar, îndrăzniți să aplicați, termenul limită este 7 noiembrie, iar această bursă vă poate deschide uși spre un viitor mai strălucit. Eu închei aici, dar vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru pasiune și implicarea voastră în dezvoltarea procesului democratic în Republica Moldova. Succes în continuare în această duminică frumoasă și luminoasă și spor la lungă. Mulțumesc mult! Mulțumim! În continuare îl invit aici pe Radu Mârza, ofițer de proiect Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente. Mersi, bună dimineața, mă bucur la fel ca și colegii mei și răspund ca toți voi că suntem astăzi aici și că reprezintă Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova și în special
proiectul Consolidarea Democrației prin Alegeri Inclusive și Transparente. Mă bucur la fel că ați venit atât de numeroși, tineri și tinere. Văd la fel unele fețe cunoscute care au fost și la Moldova Youth Forum, câteva luni în urmă organizat împreună cu Tudor și Valentina, la care au fost prezenți și unii din paneliștii de astăzi. Probabil o să mă repet, cum au spus și colegii, voi sunteți viitorul, cum spun foarte mulți, cred că auziți și din media și între voi, că sunteți viitorul țării și pe voi se bazează mult în țara asta, dar într-adevăr așa și este. Din păcate sau din fericire, vă revine responsabilitatea să continuați ceea ce a început generația precedentă, prin tranziția la democrație. Voi acum vă vine fericirea și norocul să o consolidați. Și mă bucur că proiectul PNUD Moldova, sub denumirea de Edmite din 2017, dar sub o altă denumire deja de mai bine de un deceniu, susține tinerii și implicarea civică a acestora în procesul democratic și în alegeri. Deoarece suntem conștienți că energia, pasiunea și creativitatea voastră pot să miște lucrurile din loc într-un mod altul pe care îl visăm toți. De aceea vă doresc să fiți degajați, activi și să vă bucurați de această zi. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Mulțumim tuturor organizatorilor care au contribuit și au făcut ca acest forum să fie posibil. Mulțumim tuturor pentru mesaj de salut. Acum este timpul de a juca un quiz interactiv pe platforma Slido. În câteva minute va apărea pe ecran. Quizul ce știu eu despre democrație și alegeri. Deci avem în colț QR codul, vă rog să-l scanați prin camera foto. Noi l-am testat puțin, Tudor și Mihail au fost primii testeri. Totul lucrează, recomandăm. Să vedem cine este guru alegerilor, cine ține minte toată istoria. Așa, Damian s-a conectat, Hotineanu, Dorin s-a conectat. Așteptăm pe toți. Doamna Maria, vă zicem bun venit, da? Doamna Maria. Mm-hmm. Domnul Alexandru a decis să testeze și el quizul și cunoștințele. La moment avem 28 de participanți, ceea ce înseamnă că bătălia va fi mare. 33, așa, lumea încă se mai conectează. Participant A. Mm-hmm. De persoane conectate. Mai așteptăm pe cineva? Trebuie să se mai conectează? Ajungem la 50 sau nu ajungem? Mai este cineva? Codul rămâne în continuare pe ecran când vor apărea întrebările, așa că dacă întâmpinați dificultăți sau dacă cumva ieșiți din platformă, o să puteți să reveniți foarte ușor. 49 de 50! Super! Am depășit primul. 51. Propun să începem. 52. Mai este cineva care nu a reușit să se conecteze? Vă rog să ridicați o mână în sus. Ok. Așteptăm că... Uh-huh. Deci după pronosticurile noastre ar trebui să avem 53 de participanți. Iată. 54. Super! Cred că putem începe quizul. 54 de participanți, avem 21 de întrebări, de ce bătălia va fi mare. Nu toate întrebările sunt ușoare, de ce vă rog maximă atenție. Prima întrebare, care deja ar trebui să o aveți pe display-ul vostru, perioada electorală este nu mai mare de 90 de zile, nu mai mare de 120 de zile, nu mai mică de 60 de zile. 9 persoane deja au votat, 13, 15, deja 57 de participanți. Cineva caută răspunsul pe Google, cred că. ChatGPT nu știe această informație, vă rog să nu încercați. Noi am încercat.
40, 47. Așa, 49. Cred că, da, putem să mergem mai departe. O să fie foarte greu să așteptăm toate persoanele să voteze, poate cineva are dificultăți tehnice. 51. Deci, ca să ne înțelegem, deci o să avem 30 de secunde pentru fiecare întrebare. Și să vedem cum a votat lumea. Deci, 40% zice că perioada nu este mai mare de 90 de zile. 13 zic că nu este mai mare de 120 de zile și 46 zic că nu este mai mică de 60 de zile. Și răspunsul corect este nu mai mare de 120 de zile. 13%, ceea ce înseamnă că forumul de astăzi va fi foarte util pentru majoritatea participanților. Mersi, și următoarea întrebare este: Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 11 a fost ales în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, 1 noiembrie 2020 și 11 iulie 2021. Avem deja 61 de participanți, 62, lumea se tot conectează. Când au fost, pot un mic indiciu, când au fost ultimele alegeri parlamentare, da? Pot să mai dau un indiciu, era COVID atunci? Nu cea mai bună perioadă de... A mers la vot cu masca, cu buletinul masca. Și pixul. Și mănuși. Și termometru. Cu o valiză întreagă, așa. Și cu depresie după perioada de izolare. Deci, răspunsul corect... Nu, deci... Majoritatea zic că ultimele alegeri au avut loc pe 11 iulie 2021, 65%, și acesta este și răspunsul corect. Următoarea întrebare este... În Republica Moldova, alegerile ordinare prezidențiale au loc cu o periodicitate de 3 ani, 4 ani, 5 ani. După reacția voastră, văd că această întrebare este ușoară, pentru că majoritatea dau din cap. Și după număr de persoane care au răspuns. În sfârșit, ceva ușor, nu trebuie de învățat pentru întrebarea asta. Ok, și răspunsurile au venit foarte rapid, deci... Wow! 98% au zis că 4 ani. Sper că nu va fi nicio eroare tehnică și nu va fi alt răspuns, pentru că acesta este și răspunsul corect. Când a fost lansată inițiativa de a institui Ziua Internațională a Alegerilor? La conferința globală a oficialilor electorali, desfășurată în septembrie 2009 la Paris, la conferința globală a oficialilor electorali, desfășurată în septembrie 2005 la Budapesta, sau la aceeași conferință în septembrie 2009 la Roma? Cine este de la Frișpa, poate aici... O să ajute. După reacție văd puține șanse, am văzut din cap că nu. Puteți arunca o monedă în sus. Puteți închide ochii și apăsa la nimereală. Ok, așteptăm până la 50 de răspunsuri și putem să aflăm care este răspunsul corect. Deci, în 3 secunde voi apăsa butonul, așa că aveți ultima șansă. Înțeleg că întrebarea este grea și trebuie de meditat asupra ei. Majoritatea, cu 54%, cred că a avut loc la o conferință, la conferință de la Budapesta. Să vedem, de fapt, care este răspunsul corect. Wow! Deci, mai mult de jumătate din participanți cunosc când a fost lansată inițiativa de a institui Ziua Internațională a Alegerilor. Următoarea întrebare este: mandatul Comisiei Electorale Centrale, conform noului cod electoral, este de 4, 5, 6 ani. Rândul 2, vă rog, de la domnul Alexandru să nu copiați, nu vă uitați ce apasă domnul Alexandru. O să vedem la sfârșit. Și
64 de participanți. Super! Așa, numărăm până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și majoritatea au zis că este de 5 ani, la limită cu 6 ani, iar răspunsul corect este 6 ani. Felicitări celor 36% care cunosc care este răspunsul corect. A fost 5, da. De asta întrebarea este noul cod. Când a fost adoptat primul cod electoral al Republicii Moldova? 2 martie 1992, 27 august 1991 sau 21 noiembrie 1997? Aici o leacă de logică, deducție, s-ar putea să ieșiți la răspunsul corect în cazul în care nu cunoașteți. Haideți să vedem care sunt rezultatele. Da, numărăm până la 5 să dăm să cunoască fiecare. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Și majoritatea, 50, așa, 60% au zis că la 21 noiembrie 1997, cineva crede că, ok, răspunsul corect este 21 noiembrie 1997, majoritatea cunosc când a fost adoptat primul cod electoral. Următoarea întrebare este: ce reprezintă lista electorală? Lista tuturor cetățenilor care au atins vârsta de 18 ani și nu au interdicție de a vota. Lista ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care își au domiciliul, reședința temporară, în raza teritorială a unei secții de votare. Lista ce cuprinde numele tuturor candidaților înscriși în cursa electorală. Reamintim, pe 5 noiembrie vor fi alegerile locale generale. Avem 5 secunde ca să aflăm ce crede majoritatea din sală. 1, 2, 3, 4, 5. 59% zic că este de fapt lista ce cuprinde numele tuturor candidaților înscriși în cursa electorală și răspunsul corect este lista ce cuprinde toți cetățenii cu drept de vot care își au domiciliul, reședința temporară în raza teritorială a unei secții de votare. Este foarte bine când quizul, de fapt, ajută și la a afla curiozități noi, de ce ne bucurăm că are și o altă misiune. Haideți să vedem de câte ori pe an pot fi organizate alegeri locale noi. Ori de câte ori este necesar, de 3 ori pe an sau de 2 ori pe an. Alegeri locale noi. Are cineva codul electoral la îndemână, cumva? De persoane au votat, 50, deci acesta este pragul nostru psihologic, da? Când mai putem să așteptăm ca să primim răspunsurile. Numărăm până la 5, ăsta este ultimul mesaj. 5, 4, 3, 2, 1. Majoritatea, ok, este o luptă crâncenă între ori de câte ori este necesar și de 2 ori pe an. Iar răspunsul corect este de 2 ori pe an. Cu 42% din sală cunosc răspunsul la această întrebare. Următoarea întrebare este: care sunt organele electorale inferioare constituite de Comisia Electorală Centrală?
secțiile de votare, birourile electorale ale secțiilor de votare și consiliile electorale de circumscripție, consiliile electorale de circumscripție. E greu, e greu, dacă nu înveți înainte de examen, aici, quizul e greu de trecut. Apropo, dacă vă apar întrebări pe parcurs sau neclarități, vă încurajăm să vi le notați, pentru că o să avem timp dedicat pentru întrebări și răspunsuri și avem paneliști minunați cu care putem să discutăm astăzi despre tot ce ține de alegeri. Probabil am putea da microfonul domnului Alexandru în cazul în care aveți multe întrebări. 47, 51, deci mai avem 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Majoritatea, 77 de persoane, cred că birourile electorale ale secțiilor de votare și consiliile electorale de circumscripție, pe când răspunsul corect este consiliile electorale de circumscripție. 18%, foarte bravi, care cunosc totul despre codul electoral. Următoarea întrebare. Așa, o întrebare curioasă. Câți deputați a avut primul parlament al Republicii Moldova ales în 1994? 101, 104 sau 371? Ne amintim acum lecția de istorie de la școală, care am citit-o și am uitat-o. Cum ar arăta un parlament cu 371 de deputați? Așa, 50 de persoane au votat, încă vreo 5 caut pe Google, pentru că asta e ușor de găsit. Ok, 55 de persoane, deci numărăm până la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Așa, o bătălie. Majoritatea cred că au fost 371 de deputați, iar răspunsul corect este 104. Da? Deci în 1994, primele alegeri democratice parlamentare în Republica Moldova, au fost selectați 104 deputați. Următoarea întrebare este: care este programul de activitate al secției de votare în ziua alegerilor? De la 8 dimineața până la 8 seara, de la 7 dimineața până la 9 seara, de la 7 dimineața până la 8 seara. Conform statisticilor, pentru tineri ar fi de la 2 până la, nu am să zic cât. Așa, se pare că această întrebare este mai ușoară. Vedem că cifra de răspunsuri foarte repede s-a adunat. 52 de persoane au votat, 54, deci mai avem 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. Cu 89%, majoritatea cred că orele sunt de la 7 dimineața până la 9 seara și ei au dreptate. Mergem la următoarea întrebare. Care este vârsta minimă pentru a candida la funcția de primar? 25 de ani, 18 ani sau 23 de ani? Cine a fost atent azi dimineață a auzit această informație. O să vedem câte persoane ascultă discursurile de salut. Hai că deja sunt 53, se pare că lumea a auzit. Ok, deci 5, 4, 3... 2, 1. 89% zic că 23 de ani și felicitări, acesta este și răspunsul corect. La ce dată a fost constituită Comisia Electorală Centrală cu statut permanent? 21 noiembrie 1997, 23 decembrie 2000, 27 februarie 1994. Are.
Avem 50 de voturi, numărăm până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 73% consideră că Comisia Electorală Centrală cu statut permanent a fost constituită în anul 1997, pe când răspunsul corect este 23 decembrie 2000, fix înainte de sărbători, da? După care... Nu este corect. O să telefonăm persoana care a efectuat acest quiz. O greșeală. 11% din persoane au fost foarte norocoși că au apăsat un răspuns greșit. Iată, domnul Alexandru, ne zici că nu este corect. Poate oferi microfonul ca dumneavoastră să faceți puțină lumină. Probabil vă testați, vedeți dacă cunoașteți dumneavoastră răspuns corect. Într-adevăr, la data de 21 noiembrie 1997, dat cu adoptarea codului electoral, s-a constituit și Comisia Electorală Centrală cu statut permanent. Doar că până în 97, oricum Comisia Electorală Centrală ia activa în alegeri și era constituită din diferite componențe doar pentru acel scrutin electoral. Dar odată cu adoptarea noului, adică nu noului, dar codul electoral în 97, Comisia Electorală Centrală a devenit cu statut permanent. Mulțumim mult, domnul Alexandru, pentru rectificare. Haideți să vedem următoarea întrebare. Unde pot vota alegătorii care au și domiciliu și reședință temporară valabilă? La secția de votare ce corespunde domiciliului, la secția de votare conform reședinței temporare valabile, la decizia alegătorului. Alegerile se apropie, la sigur mulți prezenți în sală se regăsesc sub această întrebare, de ce ar fi și un răspuns, poate la întrebările care voi le aveați înainte să veniți la forum. Ne apropiem de pragul moral de 50 de persoane, 54, deci 5, 4, 3, 2, 1. Răspunsurile... sunt aproape, deci majoritatea consideră că la secție de votare conform reședinței temporare valabile, iar răspunsul corect este același. Următoarea întrebare, când începe campania electorală? La data înregistrării concursului electoral, cu 60 de zile până în ziua alegerilor, la data înregistrării concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării. Eu sunt curios cine a ales întrebările, că tare întrebările sunt foarte dificile. De acord, noi tot. Noi tot am căutat răspunsurile de dimineață. Asta ar fi un test de angajare la Comisia Electorală Centrală, să vedem din istoria. Sigur, da, adică... Tocmai de asta și lupta va fi interesantă, să vedem la câte răspunsuri corecte. Deci, pragul electoral, pragul moral de 50 de persoane, numărăm până la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și răspunsul corect, majoritatea au votat numărul 3, răspunsul numărul 3, și acesta este și răspunsul corect, deci 64% din sală cunosc răspunsul corect. Următoarea întrebare, cine a fost prima femeie prim-ministru din lume? Margaret Thatcher, Angela Merkel sau Sirimavo Bandaranaike? Cine știe cum se citește asta corect? Sirimavo Bandaranaike. Bandaranaike. 41 de persoane, lumea probabil cunoaște. Așa, am ajuns la 50 de răspunsuri, 53, numărăm până la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Așa, 61% cred că este Margaret Thatcher, pe când răspunsul corect este Sirimavo Bandaranaike. Cine cunoaște în ce țară a fost? Sri Lanka, absolut corect.
Următoarea întrebare. Care țară a fost prima care a acordat femeilor dreptul de vot la alegerile naționale? Noua Zeelandă, Regatul Unit sau Suedia? Cei de la Frișpas, cei mai norocoși, probabil, da? Cei de la Frișpa nu vor lua premiul cel mare. Nu este fair. 50 de persoane au votat. 5, 4, 3, 2, 1. Majoritatea consideră că este Noua Zeelandă și ei au dreptate. Cu 45% lumea cunoaște ce țară a acordat femeilor dreptul de vot, prima țară. Cine a fost prima femeie președinte al Parlamentului Republicii Moldova? Liliana Palihovici, Zinaida Greceanei sau Eugenia Ostapciuc? Cam greu, cam greu se răspunde. Greu, greu. Pragul este depășit, numărăm până la 5, după tradiție deja. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Majoritatea consideră că este Zinaida Greceanu, probabil pentru că pe ea o țineți minte, dar de fapt Eugenia Ostapciuc a fost prima femeie președinte a Parlamentului Republicii Moldova. Care a fost prima țară care a acordat dreptul de vot de la 16 ani? Marea Britanie, Polonia, Austria. Este o temă destul de actuală și în Republica Moldova, deci da, se organizează foarte multe dezbateri, consultări, dacă și Republica Moldova ar trebui să micșoreze pragul și să persoanele să poată vota de la 16 ani și nu de la 18 ani. 35 de persoane pretind că cunosc răspunsul, o să vedem mai târziu dacă este adevărat sau nu. Mai avem 3 întrebări. 50 de persoane, 54 au votat, deci 1, 2, 3, 4, 5. Se pare că 59% cunosc răspunsul corect, pentru că Austria este prima țară care a acordat dreptul de vot de la 16 ani. Este important de menționat că următoarele două întrebări nu există răspuns corect sau răspuns greșit. Noi dorim să vă testăm care este părerea voastră, să vedem ce crede majoritatea din sală, da? Iar inclusiv noi să cerem câteva păreri din sală ca să vă expuneți asupra subiectului. Sunteți de acord că pentru a permite implicarea activă a tinerilor în procesele democratice, dreptul la vot ar trebui exercitat începând de la vârsta de 16 ani, adică nu 18 așa cum este acum. Vorbim despre Republica Moldova și vă rugăm să vă dați cu părerea aici și probabil să pregătiți un argument pro sau contra pe care o să vă rugăm să-l vocalizați. Nu credeți că ați scăpat dacă ați spus nu sunt sigur, inclusiv o să întrebăm pe cei care nu sunt siguri, de ce voi nu sunteți siguri? Așa. Aici probabil o să fie greu de depășit 50 de răspunsuri. Și se pare că o să fie greu de identificat cine a spus da și cine nu, dar o să vă credem pe cuvânt. Da. 45 de persoane. Numărăm până la 5, dar aici nu trebuie de scris ChatGPT, dăm te rog un argument de ce trebuie să fie votul de la 16 ani. 5, 4, 3, 2, 1. Deci, wow, 23% zic că da, 68% zic că nu, iar 9% nu sunt siguri. Deci haideți să colectăm câte o părere pentru fiecare răspuns. Cine crede că votul în Republica Moldova trebuie să fie de la 16 ani? Vă rog, ridicați mâna în sus. Valentina, te rog. Eu
Mersi mult, Valentina. Salutare, eu mă numesc Hotineanu Dorin și sunt de părerea că tinerii ar avea nevoie de vârsta de vot să fie la 16 ani, dar nu ca o decizie luată pe loc spontan, dar ca un proces continuu. Adică mai întâi să se mărească calitatea educației pentru societate, educație electorală, educație civice în școli și atunci, într-un final de acest proces, să fie 16 ani dreptul de vot. Consider că asta va motiva cumva, va implica mai mult tineri în procesele decizionale și le va da un cuvânt pe teritoriul politic. Mulțumesc! Mulțumim mult, deci nu deodată, treptat, da, cu... Este cineva care are o altă părere la același subiect? De ce tinerii trebuie să aibă dreptul la vot la 16 ani? Conform sondajului, 68% care au altfel... Nu, zic care da, care sunt de acord. La aceeași, la același subiect. Da, eu de asemenea cred că tinerii de la 16 pot să voteze, pentru că noi oficial putem să lucrăm de la 16 ani și dacă eu achit impozite, contribuie la bunăstarea statului, de ce n-aș putea decide pe cine vreau eu să votez? Contraargumentul ar fi că tinerii pot fi ușor influențați, dar de asemenea, nu știu, bătrânii peste 70, de asemenea, pot fi ușor influențați de, nu știu, cine le crește pensia sau cine le dă mai mult. Dar ideea este că tinerii trebuie să voteze de la 16, dar dacă ei nu sunt destul de capabili și nu pot să ia decizia, asta este greșeala statului, nu este greșeala mea ca tânăr care lucrez și care contribuie la acest stat. Mersi mult, am auzit deja un mic spoiler. Haideți să întrebăm la cei care au votat cu nu, cei 68%, de ce nu trebuie de modificat și de lăsat așa cum este. Cine dorește să, vă rog, să ridicați mâna? Ok, mai mult curaj, vă rog. Eu aici cred că aleatoriu se poate întreba trei persoane cu ce ați votat, după asta o să vă expuneți. 68% au spus nu. De ce nu? Ok, profesoara mea spunea că e o pădure de mâini în așa momente. Așa. Curaj, curaj, nu o să păreți. Da, este cineva? Ok. Atunci cine s-a abținut? Dorin, tu ești abținut? Ai ridicat mâna. Tu vrei să zici? Nu, tu ai votat deja pentru da. Noi am înțeles care este viziunea ta. Noi avem nevoie de o părere care a votat nu. Pun să gândesc că tinerii să răspundă de ce nu. Pot să vă spunem, noi aleatoriu sau periodic facem campanii de informare în universități și este exact același procent. Mai mult decât atât, procentul prin care tinerii nu ar trebui să voteze de la vârsta de 16 ani în universitățile care am fost noi se ridica în jur la 90%. Pot să vă spun argumentele studenților care erau atunci. De fapt, sunt contraargumentele care au fost menționate acum în sală despre de ce ar trebui tinerii să voteze. În mare parte constă în faptul că de la vârsta de 16 ani, conform acelor argumente a celor studenți, constă în faptul că nu poate lua o decizie corectă, adică ar fi ușor influențabil, plus la aceasta nu ar avea toate sursele de informare la dispoziție. Unul din argumente era că ar fi influențat de către părinți, ar fi influențat de către prieteni și respectiv începând cu vârsta de 16 ani, studenții spuneau că nu ar fi bine să voteze, anume din această lipsă de informare, probabilitate mare de influențare și altele. Dar sunt curios și din sală care ar fi opiniile, într-adevăr, 68% cred că se găsește câteva opinii. Mulțumesc. Mulțumim mult, interesant. Dar da. Bine, nu începem dezbaterea, mai ales că avem un panel destinat în ulterior despre voturi. Interesant că tinerii, în 68% zic, trebuie să fie la 18 ani. Interesant cum arată acest sondaj în rândul altor categorii de vârstă. Este cineva care nu este sigur și dorește să se expună sau trecem la următoarea întrebare? Ok. Și ultima întrebare este, care este vârsta la care considerați că ați fi dispuși să candidați în funcții publice elective? Exemplu, consilier al primăriei, primar, da, și în calitate de tânăr, deci un expert în cadrul autorităților locale. De la 18 ani, de la 19 ani, de la 21 de ani, mai târziu, după ce acumulez suficientă experiență.
Deci, în funcții publice executive, cel mai probabil, da, ar fi... de persoane au votat, mai așteptăm 5 secunde, sau numărăm până la 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aha, majoritatea, 45% zic că mai târziu, după ce acumulez o suficientă experiență, de la 18 ani este 24%, 4% de la 19 ani și 27% de la 21 de ani. Este cineva care vrea să se expună? Da? Te rog, Valentina, poți microfonul? Sau? Uh-huh. Bună ziua, încă o dată. Eu personal am votat ultima opțiune mai târziu, după ce acumulez experiență suficientă. Explic de ce. În opinia mea, noi avem două categorii de funcții elective, cele executive și cumva cele deliberative. Da? Dacă noi vorbim de consiliile locale, este un organ deliberativ colegial. Deci, pe lângă faptul că eu sunt consilier local, eu mai am încă 15 colegi, spre exemplu. Da? Și atunci când noi aprobăm o decizie, noi aprobăm colegial și din faptul că eu, de exemplu, sunt tânăr și nu am suficientă experiență, sunt și alți colegi. Și prin dezbateri noi ajungem la un consens. Dar opțiunea mea este de a aduce problemele tinerilor pe agenda publică a acestei localități. Însă, când noi vorbim, de exemplu, despre primar, primarul este executivul. Primarul administrează localitatea propriu-zisă. Deci, în opinia mea, primarul trebuie să fie o persoană cu o experiență un pic mai mare, pentru că și responsabilitatea care revine primarului este cu mult mai mare decât responsabilitatea care revine a unui consilier sau a unui deputat în Parlament. Da? Din acest considerent, eu cred că primarul trebuie să fie vârstă o leac mai mare. Da, Alexandru a menționat că pentru primar s-a micșorat la 23. Pentru mine era și ok 25. Pentru că 23 eu termin facultatea. După facultate n-am reușit să administrez nici măcar o alimentară. Păi cum eu pot să administrez un municipiu întreg? Asta e opinia mea. Mersi mult. Mai dorește cineva să zică în public opinia? În cazul în care nu, haideți să aflăm cine este câștigătorul acestui quiz. Ok. Domnul Alexandru Berlinski, care a răspuns la 15 din 21 de întrebări. Aplauze, vă rog, pentru domnul Alexandru. Și pe locul 2, care probabil este gata să lucreze deja la Comisia Electorală Centrală, pentru care are la fel aceleași răspunsuri corecte ca și domnul Alexandru, este Alexandra. Cine este Alexandra în sală? Vă rog să vă ridicați în sus. Microfonul, te rog. Vă rog să vă prezentați. Cine sunteți? De unde cunoașteți atâta informație? Aveți codul cu voi? Bună ziua, mă numesc Alexandra, fac studiile la Frișpa, administrație publică. Cunosc pentru că am făcut practica la Comisia Electorală Centrală și super. Îmi place domeniul electoral. Super. Mersi mult, Alexandra. Premiul cel mare sunt aplauzele voastre. Acesta a fost quizul. Sper că v-a ajutat să aflați și să cunoașteți mai multe informații importante despre cum au loc alegerile. Da, sperăm că v-a fost cel puțin curios, sperăm că ați aflat informații noi și utile și, repet, dacă v-au apărut careva întrebări de concretizare, l-avem aici pe domnul Alexandru, dar avem și paneluri în care vom avea posibilitatea și oportunitatea să discutăm toate aceste informații împreună și acestea fiind spuse, am plăcerea să declar deschis, da, sau să deschidem primul panel de astăzi, care se numește Parcursul unui lider și calitățile sale. Cum combatem stereotipurile legate de vârstă și am discutat despre vârstă astăzi în acest quiz și per general. Vă încurajez să ascultați atent și să pregătiți întrebările voastre. Eu voi fi acolo în acel colț cu microfonul și în cazul în care aveți întrebări o să vă încurajez să vă apropiați de mine și în cazul în care moderatorii panelurilor vor anunța
perioada de întrebări și răspunsuri, atunci o să încercăm să ne organizăm cât mai bine ca să avem cât mai mult loc pentru discuții. Moderatorul acestui panel este Tudor Arnăut, colegul meu, care este aici în fața voastră, iar speakerii urmează să-i prezinte tot el în continuare. Succese nouă și haideți să avem mult interes față de panelurile de astăzi. Așa cum a menționat, mersi mult, Valentin, așa cum a menționat și colega mea, astăzi vom explora un subiect deosebit de important și relevant pentru societatea noastră, și anume parcursul unui lider și calitățile sale. Cum combatem stereotipurile legate de vârstă? Așa cum am mai menționat, sunt facilitator internațional de la 23 de ani, deci acest subiect este foarte important, atât pentru mine cât și într-o societate modernă în care există foarte multe stereotipuri și prejudecăți legate de vârstă atunci când tinerii doresc să se afirme, să-și urmărească aspirațiile sau visurile de a deveni lideri. La sigur am auzit de foarte multe ori ce experiență ai, încă ești prea tânăr să decizi, foarte mulți inclusiv, da, auzim că noi suntem viitorul. Eu vreau să zic că noi de fapt suntem și prezentul. Noi trebuie să acționăm astăzi pentru ca să simțim efectele și să culegem roadele la bătrânețe. Da? Dacă noi acum nu o să acționăm, atunci lăsăm alte persoane să acționeze în detrimentul nostru. Cu toate acestea, astăzi ne propunem să aducem în discuție perspective proaspete și soluții constructive pentru a depăși aceste bariere. Pe parcursul acestui panel vom avea ocazie să cunoaștem poveștile și experiențele unor lideri de succes, indiferent de vârstă, care au reușit să se ridice deasupra stereotipurilor. Vom explora calitățile și abilitățile care fac un lider eficient și vom discuta despre modurile în care toți tinerii și întreaga societate poate contribui la schimbarea acestor percepții greșite. Și eu am să prezint cine sunt vorbitorii, vă rog să întâlniți cu aplauze. Primul vorbitor este Alexandru Berlinski, secretar Comisiei Electorale Centrală, cel care ne va povesti cât de importante sunt alegerile pentru o societate democratică. Vă rog să aplaudați și să-l... Da, vă rog să luați loc pe scenă. Cel mai... domnul Alexandru, vă rog aici. Victoria Boțan, manageră PR, Asociația Motivație din Moldova, cei care zi de zi îmbunătățesc calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Mersi mult. Roman Banari, secretar general al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, organizația care urmărește, scrie, propune, critică toate documentele legate de și pentru tineri. Și Tudor Camerzan, cel mai tânăr primar, primarul satului Filipeni. Deci vom avea o oră de discuție, cum a menționat colega mea Valentina. În cazul în care aveți vreo întrebare către cineva, vă rog să vă apropiați în colțul stâng al vostru, iar eu voi cunoaște și voi încerca să nu monopolizez această discuție, dar să ofer șansă să adresați cât mai multe întrebări. Aceste fiind zise, domnule Berlinski, aș dori să începem panelul cu dumneavoastră. Ne puteți povesti, vă rog, experiența proprie, cum ați menționat și dumneavoastră în discurs, aveți 35 de ani, deci conform legislației Republicii Moldova, dumneavoastră sunteți tânăr și probabil că vă simțiți și tânăr, nu doar legal. Să ne povestiți care a fost experiența dumneavoastră în domeniul administrării publice. Da, da, mulțumesc mult, Tudor. Sunt absolvent Frișpa, absolvent anul 2010. Mi-aduc și acum aminte, era blocul 6, care se află pe strada Nicolae Testemițeanu. Cu regret, deja acel bloc, studenți nu mai sunt acolo, toți sunt în sediu central. Eram 6 torente pe partea de studenți. Pot să vă spun că pe timpul studenței eram unul dintre cei mai timizi studenți. Nu știu dacă cineva mă mai ține minte din cadrul profesorilor, fiind student la Frișpa. Vineam dintr-o localitate din sudul Moldovei, unde pentru mine, țin minte atunci, orașul Chișinău mi se părea ceva wow, ceva, nu știu, ceva mare. Mi-a trebuit o săptămână să învăț cum să ajung la facultate. Nu stăteam în cămin, dar stăteam câțiva prieteni, chiriam un apartament în sectorul Botanica.
De ce am avut eu nevoie? Deci de un mic imbol, de un scop, de o dorință prin care sunt sigur că și în rândul noastră aveam dorința de a schimba ceva în țara asta. Pe parcursul facultății sau fiind student, am încercat să mă implic cât mai activ în toate acele activități care erau desfășurate. Fiind student, chiar m-am implicat într-o organizație de tineret a unui partid politic care promova la acea etapă, în anul 2007-2008, implicarea tinerilor în luarea deciziilor în Republica Moldova. De aceea, nu în zadar răspundeam și la cuvântul de început, chiar vă îndemn, chiar vă rog să vă implicați în acele activități, pentru că vor aduce un plus valoare la cunoștințele dumneavoastră. Pe parcursul activității, absolvit facultatea, am participat eu la acel program, nu știu dacă există, Work and Travel, cel care oferea posibilitatea studenților să muncească și să călătorească în Statele Unite. Am plecat acolo pentru prima dată în anul 2008. Iată, anume acea schimbare de mediu, de țară, a avut un impact major asupra perspectivelor mele și în activităților care le-am desfășurat în continuare. Revenind înapoi, m-am angajat în cadrul primăriei municipiului Chișinău, acela a fost primul job, începând cu anul 2010. Din 2010 până în 2014 am muncit la pretura sectorului centru, din cadrul primăriei municipiului Chișinău, iar în acea activitate am muncit începând cu un specialist simplu, ajungând până la un specialist principal, așa erau acele grile de funcții care erau, de fapt și care sunt și acum și care este prevăzută și de către legislație, de către legea 158. În 2014, și acum mi-aduc aminte, era un anunț că Comisia Electorală Centrală angajează. Am aplicat, am participat la acel concurs public, am trecut proba scrisă și proba interviului, iar începând cu anul 2014 muncesc în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Am fost în stafful Comisiei Electorale, o să explic de ce spun că am fost în stafful Comisiei Electorale Centrale în calitate de funcționar public, începând cu 2014 până în anul 2021, unde atunci când a expirat mandatul Comisiei Electorale Centrale, fiindcă de ce era și întrebarea aceea un pic mai tricky, da? Dat în faptul că acum mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale este de 5 ani, când va expira mandatul nostru, conform noilor prevederi ale codului electoral, deja mandatul membrilor este de 6 ani. Este un mandat individual, nu este un mandat al Comisiei. În 2021 a expirat mandatul Comisiei, respectiv toți membrii Comisiei Electorale Centrale și-au finalizat mandatul, iar Parlamentul a desemnat membri în Comisia Electorală Centrală. Conform prevederilor de atunci, 8 membri sunt desemnați de către Parlament, un membru este desemnat de către șeful statului. Eu, alături de alți 8 colegi, am fost desemnat de către Parlament în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale. Conform prevederilor codului electoral, cei nou membri își aleg din rândul lor președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei. Eu am fost, adică mi s-a acordat un vot de încredere din partea membrilor, din partea colegilor mei din cadrul Comisiei Electorale Centrale și am fost ales în calitate de secretar. Secretul constă în faptul că, repet, trebuie să aveți un scop, trebuie să aveți o dorință, este nevoie de foarte multă muncă, este nevoie de faptul să aveți încredere în voi, trebuie să credeți în voi, că dacă voi nu credeți în voi, nimeni nu creadă în voi, trebuie să apreciați munca pe care o depuneți, și nu în ultimul rând trebuie să aveți acel sentiment de responsabilitate. Eu mereu spuneau și colegilor mei din cadrul Comisiei Electorale Centrale atunci când pregătesc un material, pregătesc un proiect de hotărâre, pregătesc un demers adresat în cadrul unei instituții și îmi pun semnătura pe acel draft, acel document, să știți că purtăm responsabilitate pentru ceea ce facem. De aceea este necesar ca permanent să fim în căutarea cunoștințelor și permanent să dorim să învățăm ceva. Permanent să dorim să încercăm să ieșim din zona de confort a noastră. Știu că este dificil de a ieși din zona de confort, dar este necesar pentru a
încerca să evoluăm pe o scară profesională și nu în ultimul rând să iubiți ceea ce faceți. Să mergeți să vă angajați și să faceți acel domeniu de activitate în care dumneavoastră credeți și în care dumneavoastră mergeți și aveți o satisfacție personală din munca pe care o faceți. Credeți-mă, atunci când eu am depus actele în anul 2007 la universitate, o să vă deschid un mic secret, le-am depus, m-am gândit la administrație publică locală, nu știu de ce, dar cu 16 ani în urmă mi se părea că dacă o să fiu absolvent al administrației publice locale, o să pot să mă angajez oriunde, fiindcă el este un pic așa mai universal. Nu m-am gândit atunci că voi ajunge să muncesc în cadrul Comisiei Electorale Centrale, nu m-am gândit că voi ajunge să vorbesc în fața acestor tineri frumoși, de fiecare dată când se organizează un forum al tinerilor. De aceea, atunci, chiar și acum, dacă sunteți absolvenți unor facultăți, iar pe parcurs considerați că doriți să activați în cadrul unui alt domeniu, să nu vă fie frică să faceți schimbarea. Faceți schimbarea, faceți alegerea pe care voi o simțiți și o considerați că anume acolo urmează să activez. Ce este în domeniul electoral, bucur foarte mult că Alexandra, făcând practică la Comisia Electorală Centrală, a reușit să un pic să afle despre domeniul electoral. Organizarea unui scrutin electoral în Republica Moldova este un lucru dificil. În cadrul Comisiei Electorale Centrale muncim noi, membri ai Comisiei, care suntem asistați de un staff de funcționari publici, puțin peste 50 de persoane. Începând cu ianuarie 2023, deja avem fiecare unitate administrativă teritorială de nivel al doilea, adică în fiecare raion, plus primăria Chișinău, primăria Bălț, avem câte un funcționar electoral, care se numește un președinte al Consiliului Electoral de Circumscripție și deja este un pic mai ușor în organizarea alegerilor. În cifre, când vorbim despre un proces electoral în Republica Moldova, haideți să vă spunem ce înseamnă asta în cifre. Vorbim de peste 22-25.000 de persoane, funcționari electorali, care muncesc în acele 2.000 de birouri electorale ale secțiilor de votare. Vorbesc despre 896 de consilii electorale circumscripții nivelul 1, care se regăsesc în fiecare localitate atunci când vorbim de alegeri locale generale. Mai simplu spus, un fel de mini-check în fiecare unitate administrativă, care o localitate unde se desfășoară alegerile. De asemenea, la fiecare unitate administrativă teritorială de nivelul al doilea avem acele 35 de consilii electorale circumscripție de nivelul al doilea în care muncesc 385 de persoane. Trecem pe partea de candidați. În cadrul legilor locale generale participă în scrutinul electoral. În 2015 noi am avut peste 55.000 de persoane care au candidat la aceste funcții elective. În 2019 noi am avut puțin peste 50.000 de persoane. Acum în 2023 urmează să vedem care este cifra, însă dacă vorbim de funcții elective, noi avem 896 de funcții de primar de nivelul 1 plus acele două de nivelul al doilea, deci 898 de funcții de primar. Noi avem peste 11.000 de funcții de consilieri care urmează a fi alese la data de 5 noiembrie. În final vreau să vă încurajez repetat să participați activ în luarea deciziilor în statul Republica Moldova și să faceți ceea ce credeți voi sau ceea ce vă place să realizați pe parcursul activității și să o faceți din plăcere, fiindcă atunci se primește. Și în ultimul rând, aveți încredere în forțele voastre proprii, fiindcă potențial aveți și sunt sigur că puteți să schimbați lucrurile. Mulțumesc! Mersi mult! Mersi mult, domnul Berlinski. Doamna Boțan, vă rog să ne povestiți mai multe despre misiunea și activitățile Asociației Motivație în ceea ce privește sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități, inclusiv. Da? Bună ziua tuturor, mulțumim frumos pentru invitație. Da, Asociația Motivație este o asociație care mai bine de 21 de ani promovează respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și cred că incluziunea, cum facem noi ca aceste persoane să se simte incluse în această societate, anume prin suportul la angajare, suportul la studii. Avem un coleg care monitorizează
gradul de accesibilitate a instituțiilor, atât publice cât și private, și pot să spun că și acest moment este poate fi un impediment dacă vorbim de implicarea activă a tinerilor cu dizabilități, inclusiv să beneficieze de dreptul la vot, dar nu numai atât, dar ca și să candideze, de ce nu? Noi, într-un an, chiar am avut un proiect prin care am capacitat, deci am informat civic și așa am capacitat 50 de femei cu dizabilități din întreaga Republică. Și ca rezultat pot să spun că am ajuns ca 6 dintre aceste femei să devină consiliere locale. Ele deja, adică până să devină consiliere, deja erau lidere în comunitate, pentru că astăzi vorbim despre liderism și, cum spunea și domnul Alexandru, încrederea în sine, curajul, sunt calități foarte importante pentru tineri. Și atunci, după ce i-am capacitat, a fost un program de mentorat destul de amplu, și aceste femei au devenit și s-au schimbat și ele, modul lor, viziunea lor, și ele au făcut mai multe lucruri frumoase în localitățile lor. Și acum, chiar nu de mult am discutat cu fiecare dintre acestea și pot să spun că ele din nou vor să candideze. Iată, acesta cred că este un rezultat foarte bun, pentru că, da, nu există stereotipuri, vorbim astăzi și despre stereotipuri legate de vârstă, dar dacă vorbim despre tineri cu dizabilități, acolo sunt stereotipuri și societatea are încă stereotipul acesta legat de dizabilitate. Tinerii, cum spuneam, se confruntă cu provocări legate de accesibilitate, accesibilitatea fizică, accesibilitatea informațională și... Dacă acești tineri au reușit, cu siguranță că și voi o să reușiți în misiunea pe care o aveți. Și de multe ori eu am auzit chiar o frază de la una din consilierile noastre, care de fapt atunci, în acele alegeri, a depus pentru a doilea mandat. Ea spunea că nu te întreba ce face comunitatea ta pentru tine, întreabă-te ce tu poți face pentru comunitatea ta. Respectiv, dacă și tinerii cu dizabilități reușesc să-și facă vocea auzită, cu siguranță că și voi, care clar că și voi aveți anumite impedimente, dar prin capacitare, prin informare, totul este posibil. Puteți deveni promotori, puteți face vocea tinerilor auzită în comunitate, din comunitatea voastră, și cu siguranță că încrederea și curajul pe care îl aveți o să se transmită și către alte persoane. Și atunci o să puteți fi și voi promotorii schimbării. Mult succes! Mulțumim mult, doamna Bățan! Domnule Banar, domnule Roman, puteți, vă rog, să ne descrieți sau să ne povestiți rolul și scopul CNTM în organizarea și implicarea în analiză, propunere, influențarea documentelor legate de tineri. În sus, da. Ok. Salut colegi, prieteni, pentru cei care nu mă știu, sunt secretar general în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova și aici o să profit de ocazie și o să vă rog să nu mă dumnezeiți, nu-s domnul Banari, nu-s domnul Roman, liber îmi spuneți Roman. Aș aprecia. Mersi. Ce ține de activitatea CNTM? Evident că activitatea noastră nu este limitată doar la impulsionarea sau promovarea participării tinerilor în alegeri. Misiunea noastră este și mai largă, avem mai multe priorități pentru incluziunea tinerilor în viața socială și economică, având priorități pentru angajare, pentru educare. Evident că priorități sunt conectate și de procesul de eurointegrare, așa cum Moldova și-a asumat acest mandat și noi încercăm să asigurăm că tinerii sunt prezenți în procesele este de decizii conectate cu Uniunea Europeană. Acționăm și la nivelul Uniunii Europene pentru a asigura că vocea tinerilor din Moldova totuși contează. Și nu doar în alegeri, dar și în alte sferi. Pentru că interesele și problemele tinerilor nu sunt doar în ajunul alegerilor care le avem, fie că sunt naționale, locale sau care ar fi ele. Problemele tinerilor sunt preponderent în fiecare zi și respectiv ceea ce noi facem este să asigurăm că tinerii sunt
parte a proceselor decizionale la nivel local, oricând acestea au loc, fie că sunt consiliile raionale, fie că în consiliile locale. De asta noi încercăm să monitorizăm toată agenda politică la nivel național în particular și prin intermediul membrilor noștri la nivel local și încercăm împreună să identificăm soluții care să fie de interesul tinerilor și pentru tineri, pentru că nu putem să vorbim de o politică echilibrată pe componenta de tineret atunci când nu avem un tânăr în aceste procese decizionale. Deci nu putem să luăm o decizie fără a avea vocea tinerilor prezentă în acel proces și cum tinerii văd această necesitate. De asta avem și o altă componentă și poate pentru cei patru care candidează în aceste alegeri o să fie interesant mesajul care o să-l spun. Noi ca CNTMM lucrăm și la susținerea candidaților tineri care vor să învețe despre prioritățile tinerilor și cum aceștia pot să le utilizeze în activitatea lor ulterioară. Pentru că, cu părere de rău, dacă să ne uităm oferta sau promisiunile electorale a diferitor candidați, de multe ori o să vedem absente prioritățile tinerilor. De asta noi încercăm să venim și să ajutăm acești candidați să fie informați despre necesitățile tinerilor și să fie vocea, portavocea a tinerilor în funcțiile astea elective care o să le dețină. De astfel, mesagerii tinerilor trebuie să cunoască despre ce este tânăr și paradoxul este că nu întotdeauna tinerii cunosc despre și promovează activ problematica tinerilor în funcțiile pe care le dețin. De asta noi vrem să conectăm cât mai mult tinerii la subiectele de tineret și să le asigurăm că au necesarele competențe și cunoștințe pentru a face că vocea tinerilor totuși este prezentă în acele procese decizionale. Mersi mult, Roman. Domnule Camerzan, domnule Camerzan, dumneavoastră, la ultimele alegeri ați devenit cel mai tânăr primar, da? Din, conform ultimelor alegeri. Vă rog să ne povestiți care a fost calea dumneavoastră, ce obstacole ați întâlnit și care au fost strategiile sau care a fost tactica dumneavoastră, da? De a câștiga acest fotoliu de a deveni primar. Cum a fost? Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Deci sunt onorat să mă împărtășesc cu voi toți de trăirile avute, de experiența. Deci totul a început în 2012, finisând liceul. Iarăși era problema tinerilor, trebuie să asculți părinții, unii mergi la învățat. Părinții, trebuie să mergi doctor. Păi bine, dar eu nu voiam. Și uite așa, fără să afle părinții, am depus actele la științe politice și când am început studiile, ai mei au văzut, cum? Nu ești la medicină? Nu, m-am dus unde voiam eu. S-au supărat, dar până la urmă, acum sunt mulțumiți, cred eu. Și oarecum era pasiunea asta de politică, de a schimba ceva, de a mă implica, însă în Republica Moldova foarte mult nu m-am implicat, nu am avut această tragere de inimă față de politică, fiindcă și am fost respins de câteva ori de câteva partide. Și atunci, în 2015, am plecat în România să fac masterul. În 2016, îmi cer scuze, am făcut masterul la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și acolo, prima dată, am auzit de proiecte, de multe chestii interesante față de politică și am început să înțeleg cât de important este să fii tânăr, să ai energia care o are un tânăr și să te implici. Și atunci, la primele ore, am spus că nu mă mai întorc în Republica Moldova. Dar oarecum, dragostea asta față de casă, și mereu veneam acasă, la 2-3 săptămâni, mă întorceam în sat să văd ce mai este nou, nimic nou. Nimic nou și au trecut timpul. Ulterior, după studii, am plecat la muncă să câștig și eu un ban, n-am lucrat pe profesie și primul meu job s-a primit că sunt primar. Am venit cu 2 luni jumate înainte de alegeri și am zis că dacă nu eu, atunci cine? Și asta a fost și sloganul meu. Și este sloganul meu în viață. Am candidat la o primărie unde deja era un primar de 4 mandate, era foarte greu. Și fiind și tânăr, a fost greu să-mi găsesc o echipă de consilieri. Și până la urmă am strâns cu chiu cu vai tot o echipă de tineri și am început să mergem prin sat, să discutăm. Și tot așa, stereotipuri, ce o să fac copilul ăsta, cine ești tu, că nu are experiență, că nu se poate să facă nimic.
Și am zis că, bă, da, o să pot. Am mers la fiecare om la poartă, am discutat cu fiecare om și după ce am fost ales, am zis așa, eu sunt șansa multor tineri. Dacă eu o dau în bară, o să, stereotipurile acestea o să fie și mai mult infiltrate în rândul oamenilor și toți tinerii o să fim oarecum discriminați sau lăsați mai într-o parte. Deci nu este greu să fii primar sau să fii consilier local sau să te implici în politică. Este ceva frumos și tot timpul este ceva nou. Nu te plictisești niciodată. Și chiar dacă spune cineva că experiență, trebuie să ai experiență, nu este adevărat, pentru că cunosc primari de 2-3 mandate care eu îi consiliam. Mi-am consiliat pe cei 4 ani și am ajutat la scris proiecte, la implementat diferite proiecte. Deci dorința trebuie să fie mare, perseverența și oarecum deschiderea de a discuta și cu oamenii și de a vă implica la maxim. Mulțumesc mult! Mă întrebări dacă o să fie parcurs. Mersi mult, vă încurajez să pregătiți întrebările voastre și să vă alăturați lângă Valentina în cazul în care doriți să le adresați. Poate întrebarea poate fi specific pentru un vorbitor sau poate fi o întrebare generală pentru toți vorbitorii. Eu am pregătit mai multe întrebări, dar scopul acestui forum este ca voi să interacționați, da, cu persoanele care sunt în față, deci nu îmi permiteți să monopolizez această discuție și vă încurajez cu mare drag să oferiți cât mai multe întrebări. În cazul în care mai aveți nevoie timp să le pregătiți, am să ofer o întrebare specifică pentru fiecare din vorbitori. Domnule Berlinski, vă rog să ne povestiți cum vedeți viitorul implicării sau și inclusiv cât de importantă este implicarea tinerilor în procesele politice și electorale. Este importantă implicarea fiecărui cetățean, fiecărui alegător, fiindcă atunci când noi mergem la urna de vot sau la secția de votare, votul nostru este egal, indiferent de vârsta care noi o avem atunci când votăm. Cu regret se constată o descreștere a participării la alegeri a tinerilor, chiar dacă la scrutinul parlamentar din 11 iulie 2021, noi am avut o prezență destul de importantă atunci când vorbim de votul din afara țării. Când vorbim de votul din afara țării, el a fost mai mult de jumătate exprimat de către persoane care se regăsesc din rândul tinerilor. Referitor la importanța schimbării, avem un exemplu viu, aici domnul primar de Filipeni, din raionul Leova. Eu mi-aduc aminte foarte bine atunci când s-au anunțat acele rezultate preliminare, fiind în stafful comisiei, ele au fost contestate. Nu i-a fost ușor domnului primar să obțină acel mandat de primar, ele au fost contestate inclusiv până la Comisia Electorală Centrală. Dar, iarăși, vedem că nu a renunțat, sunt rezultate. Nu știu dacă o să candideze pentru un nou mandat, dar pot să anunț că termenul limită de punere a documentelor este data de 6 octombrie pentru toată lumea, pentru toți cei care sunt cointeresați și doresc să participe în acest scrutin electoral. Termenul de data de 6 octombrie este ultima zi când se vor depune actele pentru funcția de primar, funcția de consilier. La noi, ce următorul motiv, calitatea unui scrutin electoral depinde de implicarea fiecăruia dintre noi. Procesul sau rata de participare la alegeri depinde și de Comisia Electorală Centrală, dar în mare parte depinde și de către concurenții electorali, fiindcă atunci când un alegător merge la urna de vot, el merge pentru o opțiune și el merge să aleagă un concurent electoral, de aceea această prezență inclusiv se raportează inclusiv și la cei care candidează în alegeri. Repet, este nevoie de încredere, perseverență și de acea dorință de a schimba lucrurile. Mulțumesc! Mersi mult! Doamna Boțan, vă rog să ne răspundeți cum tinerii pot contribui la reducerea stereotipurilor și a discriminării legate de persoane cu dizabilități. Cum noi putem să ne implicăm mai mult ca tineri în rezolvarea acestei discriminări, da, acestei probleme? E foarte bună întrebare, să știți, fiindcă, după cum spuneam, există multe stereotipuri și pe lângă faptul că, da, există acest domeniu al drepturilor omului, noi foarte mult vorbim despre drepturi, dar pentru că nu vedem încă peste tot, de exemplu,
la studii, la locuri de muncă, la cumpărături, destul de multe persoane cu dizabilități, înseamnă încă nu suntem la etapa când drepturile acestor persoane sunt respectate. Mă refer că încă, deci sunt mai multe modele de abordare socială a persoanelor cu dizabilități. Există acest model medical, există unul de caritate și există cel legat de drepturile omului. La noi în societate pot și personal să spun, pentru că am și eu dizabilitate, că încă mai persistă cele două modele, caritabil și medical. Ce înseamnă asta? Înseamnă când mergi pe stradă, ți se oferă bani, deși de fapt nu soliciți acest lucru. Sau când vrei să încerci să te duci, să te angajezi, sau mergi la studii, întâmpini mai multe dificultăți. Deci, cumva, tinerii cu dizabilități întâmpină această problemă că nu sunt percepuți de la egal la egal. Sau că atunci când vor fi angajați, vor fi nu că doar la fel de productivi și de buni la locul de muncă. Noi am avut, de exemplu, experiență în care, după angajarea unui tânăr, el a ajuns adus într-un an la 1 milion de lei, adică s-a mărit vânzările. El lucra la un call centru. Respectiv, noi avem și tineri foarte buni și toate persoanele ar trebui să cunoască că atunci când îi se oferă șansa, de fapt, tinerii cu dizabilități pot să demonstreze că au toate capacitățile să fie buni angajați, să fie studenți care, de exemplu, primesc aceleși, pot să beneficieze de burse, nu știu, undeva peste hotare, pot să candideze și deja v-am spus că avem exemple pozitive și cred că dacă s-ar îmbunătăți accesibilitatea infrastructurii, am avea și mai multe exemple pozitive și de persoane care se implică activ în procesul de pregătire a alegerilor, care candidează și care merg la vot, ca și fiecare dintre voi. Spuneți-mi, iată, de exemplu, atunci când mergeți voi să votați, deseori vedeți persoane cu dizabilități. Foarte, foarte puține, dar pot să spun că cauza este nu doar lipsa infrastructurii. De exemplu, sunt aceste urne mobile, da? Ele sunt posibilitatea pentru persoane cu dizabilități să voteze, dar ele niciodată nu o să soluționeze problema incluziunii, pentru că dacă persoana o să voteze o casă, ok, ea o să-și exercite dreptul la vot, dar ea nu are nevoie de cea, adică secțiile de votare se află de obicei în locuri publice. Ok, ea votează acasă, dar mai departe, avem nevoie de accesibilitate și de incluziune în fiecare zi, să mergem la cumpărături, să beneficiem de serviciile acestei instituții. Respectiv, secția de vot nu este o soluție în acest caz. Dar cum putem fiecare dintre noi contribui este prin abordarea de la egal la egal, în primul rând, de oferirea posibilităților ca și valorificarea potențialului fiecărui tânăr, nu contează, are sau nu dizabilitate. Când îi se oferă șansa, persoana poate să demonstreze toate capacitățile și poate chiar deveni un exemplu în societate, la nivel de comunitate sau la nivelul instituției în care activează. Noi avem foarte multe istorii frumoase printre tineri care i-am ajutat în angajare sau aceleași doamne care au devenit consiliere. Pot să spun că sunt mult mai multe persoane care ar putea să fie lideri în comunitatea lor, dar la un moment dat nu i s-a oferit o șansă. Și asta este mesajul meu când aveți ocazia să aveți o abordare, cred că cel mai important, de la egal la egal. Terminologia pe care o folosim, da, dacă, de exemplu, persoana utilizează echipament, de exemplu, nu este persoana care utilizează un scaun rulant, nu este țintuită în scaun rulant sau cum la noi sunt în presă, se mai stipulează, mai triști ca noi. Pot să spun că oamenii aceștia sunt ca și fiecare dintre noi, deci dizabilitatea, noi avem foarte multe roluri în viață, putem fi părinți, putem fi angajați, deci dizabilitatea e o parte foarte mică, deci o parte foarte mică din viața omului și oamenii de multe ori dau foarte sau pun foarte mare accent pe acest element care de fapt nu ne determină viața, nu ne determină
succesele în viață și chiar și din experiența colegilor, noi suntem organizații chiar care și în cadrul asociației avem persoane cu dizabilități și știm din interior cum să creăm toate condițiile ca beneficiarii noștri să le dăm acele proiecte și programe în care ei să se simtă bine. Deci, incluziunea începe în primul rând de la atitudinea voastră. Deci, dacă aveți o atitudine deschisă și, în primul rând, abordați și valorificați potențialul persoanei, atunci persoana o să vă arăte că ea poate. Dar persoanele cu dizabilități nu sunt excepții, sunt la fel de buni, pot fi lideri și avem foarte mulți lideri comunitari care se implică. Deci asta este. Cumva este bine să scăpăm de stereotipuri, să le lăsăm un pic la o parte și să vedem lucrurile în mod real așa cum sunt. Avem foarte mulți tineri și voi sunteți, deci sunteți viitor și puteți demonstra prin propriul exemplu că se poate și schimbarea depinde de atitudinea noastră, de modul nostru proactiv de a acționa și să nu avem frică. Ce vor gândi alții sau... Mă rog, să nu ne frapeze, pentru că provocări tot timpul au fost, da? Dar să nu dăm mâinile jos și totul o să fie bine. Mersi mult! Roman, cum trebuie și cât de importantă este implicarea tinerilor în luarea tuturor deciziilor importante, da? Politice, dezvoltarea societății civile, consultarea în diferite politici publice a tinerilor în Moldova, da? Cât de important și cum ea trebuie să fie? O să reiterez prin exemplificarea la ceea ce este la nivel internațional. De ce la nivel de ONU participarea tinerilor este impulsionată la maxim de către structura sau Organizația Națiunilor Unite? Prin UNVOI este un departament special pentru tineriat. De ce la nivelul Uniunii Europene unii tindem să ajungem? Iarăși avem dialogul structural de tineriat și platforme dedicate la aceasta. De ce Consiliul Europei, unde Moldova este parte, are iarăși departamentul tineriat, care la maxim încearcă să impulsioneze inclusiv nivelul de participare a tinerilor în țările membre? De aici este și răspunsul. Atât timp cât suntem parte la unele structuri internaționale care au un mandat inclusiv pentru a asigura participarea tinerilor, atât timp cât avem și noi obligația la nivel național să o facem. Prin aceasta noi încercăm să aducem mesajul inclusiv decidenților noștri că vocea tinerilor contează în procesele decizionale astăzi, nu mâine, căci asta este o mare problemă în discursurile multor politicieni, că vocea sau tinerii sunt viitorul. Nu, tinerii sunt prezenți. De ce neapărat viitorul? Până la viitor ce altcineva trebuie să dezvolte țara asta, nu? Și de ce să nu dăm exemplul, avem alături? Tinerii sunt schimbarea, tinerii pot să o facă și nu este loc de interpretări precum că și aici mi-am notat o serie de stereotipuri care deja noi le-am discutat aici în sală, da? De ce noi credem că tinerii sunt absenți în viața politică? Da, la vot mă refer. În ce măsură tinerii vor să fie prezenți la alegerile locale de anul curent, atât timp cât majoritatea îs în diasporă deja? În diasporă ei la ambasadă nu se pot duce pentru a vota pentru un primar sau altul. Ca analogie a prezidențialilor sau parlamentarilor. Sau cei care sunt în diasporă, în ce măsură sunt gata să parcurgă acele sute de kilometri pentru a vota la alegerile prezidențiale sau parlamentare. Votul lor contează, dar și costă comparativ cu celor care sunt în țară. Deci o să avem o retorică amuși când văd la alegeri că tinerii iar nu votează. Dar de ce lumea nu se întreabă de ce tinerii nu votează? De ce nu se fac măsuri pentru a reține tinerii acasă, a impulsiona și a-i abilita economic și de le-a da oportunitățile astea să se dezvolte acasă, dar nu în diasporă? Sau de ce noi vorbim despre incompetența tinerilor la 16 ani să voteze? Atât timp cât avem percepția că vor fi manipulați, controlați și ghidați de maturi sau alții. Fără a face analogia cu vârstnicii
Nu mă refer la cei la pensii sau mai toate categoriile, începând de la 18 în sus. De ce noi credem că aceștia nu sunt manipulați sau câți din trânși au mers conștient la vot? Așa, cercetări și constatări nu avem că să putem să justificăm o astfel de percepție că vor fi manipulați. Nu, majoritatea sunt manipulați în ziua de azi când se duc culioacele prin țară, în ajun de alegeri. Serios? Asta este un răspuns plauzibil? Nu. De asta credem că și tinerii la 16 ani poate să votez, doar cu condiția că totuși avem un sistem educațional care o să-i învețe să fie cetățeni activi și informați în alegeri. Și asta o să salveze problema veșnică, inclusiv aceea a culioacelor, da? Pentru că o societate conștientă începe din școală și nu poți să vinzi abilitățile tale de percepție și acceptarea unor lucruri vădite pe parcursul vieții. Deci vei fi un cetățean activ și informat pe parcursul vieții. De asta este important să asigurăm că tinerii din școală încep a învăța abilitățile astea de democrație, participare semnificativă în procesul decizional, nu doar la alegeri, și să se asigure că ei sunt parte activă a procesului, pentru că totuși pe parcursul vieții ei vor să fie unii în poziții de decizii, dar trebuie să țină cont și de faptul că sunt și alții care au necesitățile altor grupuri, da? Adică nu putem noi ca tineri să vorbim despre necesitățile vârstnicilor și viceversa. Vârstnicii nu pot să vorbească despre problemele noastre fără să se consulte elementar. Deci asta este analogic și cu ceea ce Victoria a spus despre persoane cu dizabilități. Nu putem noi să vorbim despre necesitățile lor pentru că noi nu suntem în poziția lor. Noi nu putem. Și exemplul clasic este accesibilitatea în oraș. Toți o fac, dar ea, cu păreri de rău, în mare parte nu corespunde necesităților grupului cu dizabilități. Asta o să se întâmplă de obicei și asta este o problemă care trebuie să o combatem și noi împreună cu colegii de la CMTM asta încercăm să facem și cu membrii noștri, inclusiv colegii de la Motivație. Da, o să punctez pe final, este important să asigurăm participarea tinerilor în procesele decizionale, să avem o participare semnificativă și informată, unii tineri sunt capabili și gata să, inclusiv să lupte pentru drepturile lor, pentru că de asta suntem tineri și avem necesități care trebuie să fie promovate. Dacă nu ascultate, atunci trebuie să ajungem chiar și pe baricade. Deci nu, pentru că sunt drepturile noastre care sunt garantate inclusiv prin Constituție, doar trebuie să asigurăm că ele sunt realizate. Mersi mult, Roman. Domnule Camerzan, ce abordări inovative ați adus în administrația locală? Sau inclusiv ați menționat că aveți o echipă tânără. Cum ați reușit să convingeți tinerii, nu doar să implici în politică, dar și să rămână în sat, de exemplu, da? Pentru că ambele sunt stereotipic sau nu, dar tinerii nu doresc să rămână în sat, să bage în domeniul politic atât la o vârstă atât de tânără. Cum ați reușit să convingeți și ce abordări ați adus, inclusiv să consultați tinerii din localitate? După cum am spus, când am venit cu două luni și jumate înainte de alegeri, practic era frica asta oamenilor mai în vârstă de a merge împotriva cuiva. Și atunci am început să văd ce tineri, să sondez, să vedem care sunt în țară, care ar vrea să se implice. Aveam mulți prieteni și de regulă cu prietenii am început, cei care mi-erau alături. Am făcut două echipe, am mers, însă alegerile au fost dure la noi. La Consiliu n-am reușit să am mulți tineri, doar un tânăr acces în Consiliul Local din partea mea. Însă am încercat pe parcursul acestor 4 ani să creez condiții pentru tineri, să-i implic în diferite activități și chiar din prietenii mei să-i aduc acasă, să-i stopez acasă. Am reușit 2 prieteni să revină, să-i conving să revină. Dar încă este mult de muncă. Acum priveam zilele trecute prin localitate, foarte mulți au plecat și spuneam că o să fie rata foarte mică a tinerilor care o să fie la vot pe 5 noiembrie. Și cu toate că sunt diferite pârghii de a se dezvolta, dar este greu, dar nu e imposibil. Am creat grupul de acțiune locală, GAL, împreună cu 10 primării din Raion, pentru a putea susține înființarea unor afaceri pentru tineri, pentru a le da o mână de ajutor.
Avem gimnaziul din localitate, este practic cel mai bine dotat gimnaziul din raion, cu table interactive multimedia, cu laborator lingofonic și iarăși scade numărul elevilor. Nu pot să opresc acest val al plecărilor până când nu să fie clară de la nivel central o strategie națională prin care tinerii să fie, să spunem așa, implicați mai mult și motivați mai mult. Că aici apare problema motivației. Un tânăr nu să stea într-o localitate sau în oraș să lucreze pe un salariu de 6-7 mii de lei sau 8 mii de lei cât este în administrația publică locală, el o să caute să plece pentru că vrea și el un viitor, vrea o familie, vrea o mașină și vrea să trăiască cu ziua de azi. Nu cum spunea anterior, că cu ziua de mâine, tinerii sunt viitorul. Nu, tinerii sunt astăzi. Că dacă noi nu facem astăzi, mâine cine o să ne facă? Acum, iarăși, am început să-mi creez o echipă. Mă bucur, am depus vineri actele pentru a candida din nou și am observat că sunt unicul care are cel mai tânăr candidat la funcția de consilier, o domnișoară de 18 ani. 7 dintre 12 sunt tineri și cu ei încercăm să mergem înainte, să implicăm în cât mai multe activități, să îi stopăm acasă, măcar cu pe ei. Și ulterior să-i convingem și pe alții. Și totodată proiectele care le implementez și le am în plan să le implementez, oricum sunt racordate sau sunt gândite pentru a atinge și această dimensiune a tinerilor, să aibă beneficii și tinerii, indiferent de condiții de trai, de drumuri iluminați sau alte oportunități, alte proiecte. Și totodată am început să mă implic și în educația acestora, prin faptul că predau la gimnaziul din localitate educație pentru societate, am predat 2 ani, anul acesta am luat educație pentru dezvoltare comunitară și cu un grup de elevi am format Consiliul de Tineret Local și oarecum facem pe parcursul anului învățare pe bază de proiect și schimbările care ei ar vrea să le aibă în localitate sau în școală. Astfel am reușit să digitalizăm școala. Am reușit să obținem un autobuz pentru transportul elevilor dintr-o parte a localității înapoi, spre școală și înapoi. Am reușit anul acesta să creăm un bufet în școală unde să mănânce toți copiii, deoarece mâncau doar copiii 1-4 și cei transportați din localitatea vecină. Și oarecum sunt niște idei ale lor care încercăm să le materializăm pe parcurs și să le dăm inspirația că uitați că voi aveți puterea de a decide ceva și voi trebuie să vă implicați și nu trebuie să plecați peste hotare. Noi învățând în școală nu ne spunea că luați, duceți-vă mai repede din țară, fugiți. Nu, încerc să schimb ideea că trebuie să rămână, nu trebuie să fugă și cei care s-au dus și muncesc, au un salariu, trebuie să întoarcă acasă, să muncească din greu. Pentru că dacă nu o să dezvolte ei, nu o să dezvoltăm noi țara noastră, localitățile noastre, atunci nimeni nu o să le dezvolte, nimeni nu o să ne creeze acele condiții pe care noi le vrem acasă. Mulțumim mult și mult succes în alegerile din 5 noiembrie. Pentru că mai avem 15 minute, este cineva din sală care dorește să adreseze o întrebare. Da, te rog, Valentin, aici în al doilea rând a fost prima mână. O întrebare către domnul Alexandru Berlinski. Noi am, în calitate de concurență electorală, când am făcut listele de consilieri, am observat în regulament și un lucru foarte bun, că este cota gender 40% minimă în fiecare 10 candidați pe listă. Spuneți, rog frumos, în contextul motivării și promovării a tinerilor în sistemul electoral, n-ar fi bine cumva depus și o cotă minimă pentru tineri în fiecare 10? Pentru că unele partide politice, tinerii îi pun în ultimele 10, cumva se primește. Și ca să promovăm o leac tot și tinerii noștri, că ei cumva candidează, apoi să uită că ei sunt pe 37, 38 și în jos, și atunci le dispare cumva spiritul ăsta civic și dezamăgesc atât în partide politice, cât și în funcțiile elective. Mersi mult! Există o altă alternativă,
mergeți independent și atunci nu o să depindeți absolut de nimeni. Noi când am examinat draftul codului electoral, recunosc, erau asemenea propuneri pe lângă faptul că este acea cotă gender de minim 40% să fie obligatoriu și un anumit criteriu de vârstă. Însă, într-un final, s-a renunțat și s-a mers pe ideea că nu ar trebui să fie o condiționalitate pentru concurenția electorală, adică o obligativitate pentru ei, dar s-a mers pe altă opțiune, pe partea de stimulare. Ce înseamnă aceasta? Legea cu privire la partidele politice spune foarte clar că dacă un partid are aleși persoane care se regăsesc în categorie tineri, beneficiază de un pic mai mulți bănuți din bugetul de stat în finanțarea acestui partid. Totodată statul verifică ca acele subvenții, acele resurse financiare care sunt alocate, sunt cheltuite exact pentru promovarea tinerilor. Dumneavoastră fiind concurent electoral, cunoașteți foarte bine cât este de dificil să fie asigurată acea cotă gender. Dacă se mai punea și un alt criteriu de vârstă, nu cred că ar avantaja cumva partidele politice sau cumva iar convinge să fie mai activ și să includă tineri, dar s-a mers pe cealaltă parte, pe partea de stimulare. Deci, repet, un partid politic, dacă are aleși tineri, nu contează că vorbim de deputați, consilieri locali sau primari, beneficiază de un spor în vederea finanțării acestea din bugetul de stat. Mulțumesc. La fel are un comentariu și Roman, te rog. Da, mersi pentru întrebare. De fapt, e destul de interesant momentul cu susținerea partidelor care susțin tinerii și cota gender, pentru că asta a fost inclusiv o prioritate a CNTM-ului și CPD-ului, care în 2018 am promovat-o și a fost introdus în sistemul electoral. Dar dacă să ne uităm în perspectivă, totuși ea nu este așa de lucrativă, pentru că dacă vă uitați câți tineri și particular vă uitați la fiecare partid care au fost în 2019 sau 2021, o să vedem că tinerii la mulți din partidele astea nu au fost prezenți destul de mult, care au acces în Parlament. Deci este o problemă care cu adevărat trebuie mai multă atenție și nu cred că pentru multe partide mai contează acele stimulente financiare de 5%. Și deja 10, da? Ok, cu atât mai bine, dar sperăm că poate încă 5% o să le ajute să mai fie mai motivați pentru tineri. Dar nu a ajutat atunci cu 5 și noi chiar ne gândeam la CNTM să facem o analiză de ce nu se aplică corespunzător aceste norme, în sens că nu sunt utilizate de către partide. Și deja aici apare întrebarea de ce nu? La care răspunsul o să vă-l dăm mai târziu. Mersi. Mersi, Roman. Valentina, dacă mai sunt întrebări din sală, te rog. Da, deci o întrebare de asemenea pentru domnul Alexandru. A fost enunțată de către Roman problema participării tinerilor la vot și dacă tot vorbim că suntem într-o eră digitalizată și cu tehnologie, la ce etapă este votul electronic în Republica Moldova? Și dacă, nu știu, mizăm în alegerile următoare, 2027, alegeri locale, de ce nu, ca tinerii din localitățile rurale care sunt în diasporă să poată participa la alegerile locale prin intermediul votului electronic. Când vorbim de votul prin internet, Republica Moldova este o continuă. Pentru acest scrutin electoral, chiar dacă anterior ne-am planificat să-l pilotăm, nu se va reuși, dat în faptul că în acel grup de lucru internațional fac parte mai multe instituții ale statului și este nevoie de a avea, cel puțin la etapa decizională, mai multe decizii care urmează a fi luate. Plus la aceasta, noi am intrat în pregătirea alegerilor locale generale, care prioritatea numărul unu este să organizăm aceste alegeri, dar pe parcurs, de ce nu? În cifre, să admitem că pe data de 5 noiembrie va fi permis votul prin internet. Noi avem la această etapă din 2,38 milioane de alegători. Noi avem autentificați digital sau mai simplu spus, cei care ar putea vota prin internet, puțin peste 200 de mii de semnături electronice. Dar iarăși, asta nu înseamnă 200 de mii de alegători. De ce? Fiindcă o persoană poate deține mai multe semnături electronice sau buletini de identitate electronice.
Respectiv, în concluzie, pentru a implementa o soluție tehnică, este necesar să fie și interesul din partea alegătorilor, adică să poată fi sau să fie cel puțin autentificați digital în mare parte, cel puțin jumătate din populație. Tot timpul spunem, facem exemplul Estoniei. Estonia a anunțat în anul 2000, pentru anul 2004, că vor vota prin internet. Atunci când Estonia a implementat votul prin internet pentru prima dată, peste 99% din cetățenii Estoniei erau autentificați digital. Respectiv, acest proiect este încă în derulare în Comisia Electorală Centrală, dar el urmează să fie implementat, etapizat și, în ultimul rând, urmează să vorbim despre cea încredere prin votul prin internet. Reamintesc acel sondaj, dacă ar putea cetățenii să voteze de la vârsta de 16 ani, reamintesc că peste 60% spuneau că nu ar trebui să voteze, din faptul că lipsește cea încredere. Respectiv, orice metodă alternativă de vot, ea trebuie să fie implementată, etapizată, pentru a avea încredere în aceasta și, în ultimul rând, pentru a fi implementată transparent, simplu, accesibil și pentru cunoștința fiecăruia dintre noi. Mulțumesc! Sigur, da, da, nici nu se discută, sigur. Când vorbim despre securitate cibernetică, el este cea mai importantă la care noi acum nimplucit ținem cont de aceasta. Mulțumesc! Mersi mult! Valentina, mai era o întrebare, da, rândul numărul 2? Da, o întrebare pentru domnul Camerzan. Dumneavoastră ați menționat că o perioadă nu ați locuit în localitatea Filipeni. Cum totuși ați reușit să convingeți alegătorii, prin ce argumente, că dumneavoastră meritați această funcție? Mulțumesc! Da, n-am locuit, dar am spus că reveneam foarte des acasă și încercam pe perioada de vară să mă implic la maxim în activitățile care se făceau prin localitate. Chiar eram inițiatorul la competițiile de fotbal, strângeam tinerii și încercam să jucăm cu localitățile vecine, făceam turnee în localitate și oarecum lumea tinerii mă știau, dar cetățenii am convins prin discuții tet-a-tet. Am mers la fiecare persoană în parte și am discutat la poarta lui. N-am așteptat să vină el, n-am așteptat să-l plimb pe stradă, am mers de 2-3 ori, de câte ori a fost nevoie, am mers la poartă și am discutat, i-am spus cine sunt eu și oarecum oameni simt când o persoană minte sau când o persoană ascunde ceva și simt când o persoană vorbește din suflet și vorbește adevărul. Și mai este și faptul că am spus că, uitați, nu eu sunt tânăr, eu sunt energic. Și mai spuneam și că am studiile în România și mult cântăresc de și studiile oarecum. Cam astea au fost. Dar oricum a fost și, eu mă gândesc că a fost și plictiseala oamenilor față de una și aceeași persoană, 3 mandate la rând, unul mai înainte a avut fostul primar și voiau și ei o schimbare. Simțeau și ei că ceva nu mai merge și atunci am apărut omul potrivit la locul potrivit, să spunem așa. Mersi mult, din păcate, timpul ne presează, de aceea vă rog să, prin aplauzele voastre, să mulțumim invitaților din acest panel. Concluzia panelului și a vorbitorilor, trebuie să acționăm acum, să nu așteptăm ca alții să decidă viitorul nostru, inclusiv să ne implicăm în societate civilă, în domeniul politic, în toate domeniile. Da, domnul Alexandru, dorește să mai dau ceva? Da, rugasem colegii de la comisie să-mi transmită cifrele pe partea de candidați care și-au depus dosarul în anul 2019. Deci noi am avut 51.255 de candidați și o să dau pe profiluri de vârstă. Deci dacă vorbim de la 18 la 25 de ani, noi am avut 2000, vorbesc acum de consilieri, noi am avut 2154 de dosare depuse sau puțin peste 4%. Dacă vorbim despre profilul de vârstă de 26-40 de ani, noi vorbim de 13.880, în procente ar fi puțin peste 27%. Dacă vorbim despre profilul de vârstă 41-55 de ani, este cifra de 17.694 sau puțin peste 34%. Profilul de vârstă 56-70 de ani, noi am avut o cifră de 16.113 sau puțin peste 31%, iar profilul de vârstă 71 de ani plus, noi am avut 1.276, adică puțin peste 2,5%.
Adică numărul tinerilor care aleg să candideze cu regret este foarte mic. Acum haideți să vedem câți din ei au fost aleși. Da? Au depus actele 2154, câți din ei au fost aleși. Deci din profilul de vârstă, din 2154 au fost aleși 150, în procente ar fi de la 4,32 au fost aleși 1,3%. Dacă vorbim de vârsta de 26-40 de ani, tot vorbim despre tineri, din 13.880 sau din 27% au fost aleși 2.609, adică puțin peste 22%. Dacă mergem la funcția de primari, da? care noi am avut, deci de la vârsta de 18-25 de ani noi am avut 4 candidați sau 0,34%, vârsta de 26-40 de ani, noi am avut 196 de candidați sau puțin peste 21%. Dacă vorbim despre cei care au fost aleși între vârsta de 26-40 de ani, ei au fost aleși 189, adică 21,4% au fost aleși. Iar toți cei patru candidați cu profilul de vârstă de 18-25 de ani, de asemenea, au obținut mandatul de primar. Deci toți cei care au candidat, reamintesc că în anul 2019 vârsta minimă era de vârsta de 25 de ani. Cea mai mare parte, vorbim despre deținători de mandate, între 41-55 de ani, vorbim de 439 de persoane sau aproape 50%. Mulțumesc! Mersi mult de statistică. Inclusiv Roman dorește să adaugi un cuvânt de încheiere. Probabil aici o să mă refer la statisticile cele. De fapt, cu adevărat, este o problematică în ceea ce privește participarea tinerilor în calitate de candidați și de asta CNTM, de fapt, este în proces de derulare acum a unei campanii de... Nu ești doar votant, dar ești și candidat, deci cei care sunt prezenți, inclusiv și consilierii voștri și ceilalți din sală, noi avem o activitate de capacitare pentru tinerii care candidează în alegeri, fie ca consilieri, fie ca primari, să se înscrie și să participe la acest program de capacitare, care ulterior se va transforma într-o platformă post-electorală pentru cei care vor accede în funcțiile acestea elective și deja ne propunem să mai facem și alte activități de capacitare, plus și o platformă națională a tinerilor primari și consilieri locali, care să, împreună cu această platformă neformală, îi spunem noi la moment, să asigurăm că vocea tinerilor o să fie și mai în creștere pe anii viitori, astfel încât să stimulăm și să promovăm că tinerii pot mai multe. Dar revenind la datele domnului Alexandru, cei ce aș vrea, poate ce că o să țină cont de asta, noi mai multe ori am menționat despre necesitatea de a ține evidențele sau statisticile până la vârsta de 35, da, se mai face, dar oricum în rapoartele oficiale ele apar ca 40 de ani și asta o leacă în curcă matematică atunci când noi încercăm să facem anumite analize vis-a-vis de participarea tinerilor și atunci când totuși prezentăm cifre de până la 40%, oricum îndăm seama că majoritatea din acel procentaj este 35-40, da? Și asta iarăși e o matematică care duce în eroare. Mersi. Da, noi acum suntem în plin proces de reinginerie a celor date statistici care noi le avem, deci eu vorbesc despre o aplicație care a fost elaborată în anul 2015, care noi o utilizăm. Acum suntem în proces de reinginerie și noi am schimbat acele filtre sau acele profiluri de vârstă. Super, mulțumim mult! Concluzia panelului: dacă dorim să trăim într-o societate democratică, transparentă, cu valorile care noi dorim să le avem, implicați-vă, trebuie să ne implicăm de pe acum ca să culegem roadele mai târziu. Vă rog încă o dată să aplaudați vorbitorii noștri de astăzi. Acestea fiind zise, îi ofer cuvântul colegii mele, Valentina. Da, mulțumim mult atât paneliștilor cât și moderatorului. Vă mulțumim, da, puteți să luați loc și vă mulțumim mult pentru că sunteți atenți și activi și vă încurajăm la celelalte paneluri să fiți la fel de activi.